Pacea Domnului Iisus, într-o zi de sabat, dăruită de Dumnezeu ca fiind încă una, pe lângă toate celelalte care ni le-a dat până acum. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a îngăduit să ne numărăm timpul, viața, proiectele, existența și mântuirea. Așa. În întâlniri cu El, în a sta de vorbă cu El. Vreau să mulțumesc celor ce în seara asta au ales să vină la biserică, deși, din punct de vedere al recomandărilor, toată lumea ne cam recomandă să fim în altă parte. Săptămâna aceasta m-am gândit sau am reluat subiectul acesta legat de casa lui Dumnezeu și casa noastră. Și ca niciodată am înțeles valoarea acestui lucru, și anume că Dumnezeu a hotărât să aibă o casă a Lui între casele noastre. În așa fel încât atunci când trebuie să ne întâlnim cu El, să trebuiască să plecăm de la casa noastră și să ne mutăm la casa Lui. Astfel că atunci când ajungem în casa Lui, să știm că suntem la El și nu la noi. Și când suntem la El, învățăm lucruri care acasă la noi nu le putem învăța. Învățăm respectul, reverența, sfințenia. Ne-am obișnuit în ultima vreme, spre exemplu, să ne placă să stăm în pijamale cu Scriptura pe genunchi și să ascultăm câte o predică. Dacă am putea mânca și niște pufuleți sau niște popcorn, frumos, lângă noi, e mult mai confortabil, nu? E mai confortabil. Învățăm confortul. Asta nu e nicio problemă, îl învățăm. Ce nu învățăm? Și încă o dată. Nu învățăm ce înseamnă să fii acasă la El. Să sune șofarul în popor. Să strige sau să declare o adunare sfântă. Să iasă oamenii din corturile lor. Să intre în cortul lui Dumnezeu. Că e tare greu și urât chiar să se întoarcă poporul la corturile sale. Nu-i așa? Avem dificultăți din ce în ce mai mult noi, sau din ce în ce mai multe, cu modelele. Și dacă nu avem model în Dumnezeu, societatea ne-a învățat că celelalte modele nu au valoare, nu funcționează. Spre exemplu, ce înseamnă astăzi un construct social? Cam încurcată vorbă, dar se folosește din ce în ce mai mult și mai ales în limba engleză. Ce înseamnă un construct social astăzi? Înseamnă că societatea a creat o anumită construcție socială pe care a hotărât ea că are nevoie de ea pentru o vreme. După ce nu mai are nevoie de ea, ce se va întâmpla cu constructul social sau cu construcția socială? O schimbă. Foarte interesant. În ultima vreme, se vorbește din ce în ce mai mult că familia este un construct social. Familia. Adică tata, mama și copilul sau copiii. Evident, este și o realitate
cum să spun, care ține de viață biologică. Cei doi sunt una și din această unire apar copiii. Dar după ce lucrul acesta s-a întâmplat, după aceea, ce mai înseamnă să fii părinte sau copil? Ce mai înseamnă? Deci, societatea știe ceva până la un anumit moment. De aici încolo, după ce copiii s-au născut, după ce și-au identitatea lor și individualitatea lor, după aceea, ce înseamnă să fii tată? Dar mamă, dar copil, mai știe cineva? Și foarte interesant este că mi se spune, fii liniștit, toate acestea sunt construcții sociale care au fost necesare la un anumit moment, atunci când tatăl trebuia să-și apere familia, mama trebuia să fie apărată de tată și de soț împotriva atacurilor celorlalți. Copiii, de asemenea, aveau nevoie de protecție, dar dacă toate lucrurile astea s-au încheiat și societatea nu mai este violentă, atunci mai ai nevoie de tată. Mai ai nevoie de soț. Mai ai nevoie de părinți. Și ce înseamnă să fii copil? Și mi se spune, toate astea trebuie redefinite. Am ales subiectul acesta pentru acest sabat, pentru a-l studia împreună și pentru a ne confrunta puțin cu vânturile de învățătură care bat în stânga și în dreapta în jurul nostru. Am ales subiectul acesta și pentru că în sabatul acesta vom avea o dedicare, o binecuvântare de copii. Și am zis că poate nu-i destul să cugetăm la ce înseamnă un părinte așa doar 10 minute și doar în trecere. Poate că ar trebui să reînțelegem provocarea de a fi părinte acum, în anul 2022, acum când părinților, spre exemplu, nu le se mai dă voie ca să se ridice într-un consiliu educațional și să spună că ei nu sunt de acord cu anumite lucruri pe care copiii lor le învață la nivel de școală publică. Și dacă faci lucrul acesta astăzi, ți se spune că aparții unui construct social depășit de care nu mai este nevoie. Și ești interzis. Vrând sau nevrând, ajungem la concluzia că noi trăim într-o societate, într-o vreme în care părinții sunt interziși. O societate care nu mai are nevoie de tată, nu mai are nevoie de mamă. În care copiii aleg ei să se dezvolte după un traseu al înclinației personale. Utopia lui Platon, care spunea la un moment dat că părinții sunt doar aceia care aduc pe lume copii, după care statul ia copiii respectiv și îi pregătește pentru a deveni cetățeni ai cetății, după cum statul are nevoie de ei, lucrul acesta devine din ce în ce o realitate mai prezentă în lumea mea. N-am înțeles multă vreme dictonul acela, ai nevoie de un sat pentru ca să crești un copil. La început am avut impresia că este o vorbă foarte înțeleaptă și ține de eforturile unite ale unei comunități de a crește un copil. După aceea însă am descoperit ceea ce ascundea de fapt această zicere.
Ideea era că nu părinții ar trebui să aibă grijă de copilul respectiv, ci satul. Satul. Satul implementează ce trebuie să știe copilul, nu părintele. Și părintele, evident, trebuie să aducă la viață un copil, după care, după ce a făcut lucrul acesta și cetatea îi mulțumește pentru că a dus viața mai departe, după aceea părintele trebuie să ducă mai departe la muncă, el fiind un element de producție, iar copilul se duce în altă parte cu alți copii. Voi dezvolta ideea aceasta dimineață, dar nu vi se pare că e un fel de luare la colectiv? Adică aș vrea să înțelegem bine. Comunismul nu ne-a lovit cel mai tare atunci când ne-a luat pământul, averea și casa. Ci ne-a lovit cel mai tare când ne-a colectivizat copiii. Și ne-a luat și a crescut ca la colectiv. Spunându-ne că nu mai sunt ai noștri. Vă amintiți? În vremea aceea, părinții creștini au avut o școală care a educat copiii acasă cu asemenea forță, încât copiii creștini au reușit să fie ținuți, păstrați, în ciuda tuturor tensiunilor care s-au exercitat asupra familiei și asupra copiilor acolo și atunci. Și era învățat la școală, la grădiniță, la creșă, unde vreți dumneavoastră, era învățat că trebuie să trăiești precum satul. Și veneai acasă și te învăța mama și tata că trebuie să trăiești precum te învață Dumnezeu. Și în ciuda tuturor presiunilor, au existat copii care au crescut în educația de acasă și nu în educația de la școală. Și repet, în ciuda tuturor presiunilor, profesorii erau uluiți că educația lor nu prindea asupra unor copii care veneau de acasă iubindu-și părinții, crezând în ei și având niște valori care n-au putut să fie nici desfințate, nici înlocuite și nici alterate, indiferent ce sau câtă presiune s-a pus asupra lor. Foarte interesant lucrul acesta. Apoi, societatea s-a deschis și nu s-au făcut presiuni de felul acela. Presiunile au fost și sunt, dar altfel. Copiii noștri au fost luați la curtea împăratului, precum Moise. Au fost provocați nu cu amenințări, ci au fost provocați cu promisiuni. Și curtea, luxul universităților de la curtea împăratului, promisiunile social-politice care s-au făcut înaintea lor, le-au deschis ochii spre o lume care li s-a părut extrem de apetisantă, extrem de provocatoare. Și la aceste presiuni am început să patinăm.
Părinții au fost înlocuiți cu profesori. Iar copiii și-au găsit printre profesori noi părinți. Aparent, există un fel de iubire socială care se manifestă în libertatea fără limită, în progresul social care este un alt construct decât constructul care l-au primit acasă. Și astăzi suntem față în față cu o nouă realitate. Atacul este mai perfid și mai puternic. Mai perfid și mai puternic. Asupra acestei probleme aș dori să rămânem în sabatul acesta. Aș dori să ne rugăm în sabatul acesta. Aș vrea să mă întorc puțin la ceea ce am spus. Aș vrea să vă întreb, cine a inventat părinții? Poftiți? Societatea mea spune că i-a inventat societatea. Cuvântul acesta care l-am înainte ochilor mei, îmi spune că acest model a fost inventat de Dumnezeu. Când? Poftiți? Atunci când Dumnezeu s-a numit Tată și când s-a adresat spunând, astăzi ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și rolurile s-au definit. Fiul, tatăl, părinții, copiii, iată-i aici. Și de aici încolo, întreaga creațiune a copiat modelul acesta și l-a copiat mai departe la nesfârșit, până când la sfârșit noi am hotărât că e modelul nostru și îl putem schimba. E o lovitură foarte puternică la ceea ce Dumnezeu a lăsat ca pe pământul acesta să fie de fapt cum e în cer. Cum e în cer, așa și pe pământ. Așa a lăsat Dumnezeu să fie. Iar noi, ca oameni, am hotărât să instituim o ordine nouă care să nu semene deloc cu cerul, să nu semene deloc cu ceea ce am început. De ce? Oare de ce? De ce am interzis părinții? De ce am desființat fiii? Copiii, adică. Din ce cauză? Pentru că, vedeți, ce înseamnă să fii copil? Care e definiția unui copil? Poftiți? Definiția unui copil sau un copil este definit prin faptul că ascultă. Când noi n-am mai învățat copiii noștri să asculte din punct de vedere al relației părinte-copil și când n-am mai spus că asta e moralitate, noi am desființat ce? Am desființat copiii. Ce sunt părinții? Care e definiția unui părinte? A unui tată, a unei mame? Care e definiția? Vă spun eu, din Scriptură, mi se spune că părinții sunt aceia care se jertfesc. Adică își dau viața. Din punctul acesta de vedere, un copil este pasibil să asculte numai de cel care își dă viața pentru el. Dacă pe copil îl învață cineva care nu-și dă viața pentru el, și dacă copilul acela îl învață de la celălalt,
atunci întotdeauna această relație de învățătură trebuie să fie chestionată sau chestionabilă. Pentru că dacă nu te învață cineva care își dă viața pentru tine, atunci omul acela te poate învăța orice. Partea delicată acestei situații este că lucrul ăsta se întâmplă atunci când părinții sunt interziși, sunt anulați și întreaga educație se pune în mâinile unor oameni specializați pentru asta, care se numesc profesori, dar care niciodată nu și-ar da viața pentru un copil. Voi încheia cu un pasaj biblic. Înainte însă de a încheia lucrul acesta, aș ruga media să mă ajute cu câteva selecțiuni din cărți de suflet, cărți inspirate, selecțiuni pentru seara aceasta pentru noi. Spuneam, este o introducere în ceea ce vom continua ca studiu. Instruirea copilului este o parte însemnată a planului lui Dumnezeu pentru a demonstra puterea creștinismului. Unde se demonstrează puterea creștinismului? Poftiți? În educarea copilului. Cât de puternic e creștinismul sau cât de slab? Din cauza aceasta, dragii mei, societatea de astăzi vede în creștinism o extraordinară provocare, o barieră pentru noile concepte pe care vrea să le introducă în educația de astăzi. Și dacă educația de astăzi, în forța ei novatoare, are noțiuni împotriva lui Dumnezeu, împotriva moralei lui Dumnezeu, împotriva felului de viață cu care Dumnezeu ne-a învățat. Familia este elementul care se opune permanent acestui lucru, iar societatea simte asta. Din cauza asta, societatea a hotărât că probabil familia trebuie să fie cel din tâi și cel mai serios atacat. Se vorbește despre desființarea familiei din ce în ce mai mult în ultima vreme. Și desființarea familiei începe cu tot felul de familii. Familie cu un părinte, familie fără niciun părinte, familie cu trei părinți, familie cu un sat părinte, familie cu o școală părinte. Tot felul de modele. Întrebați-vă, rog, pe copii. Cât vor suferi ei pentru viitoarea lor căsnicie? Întrebați-i, faceți o analiză. Cât o să suferi tu pentru viitoarea ta căsnicie? Și veți descoperi un lucru foarte ciudat. Noua generație consideră divorțul ca fiind cea mai bună soluție pentru toate problemele, în ghilimele, care apar în relația de cămin. Nu mai iubești? Divorț. Te-a jignit? Divorț. E o presiune prea mare pentru tine ca, eu știu, partener în cuplu? Te desparți. Și lucrul acesta nu-l spun adulții. Lucrul acesta îl veți descoperi la nivelul proiectului mental al copiilor. Unde am învățat lucrul ăsta? I-ați învățat dumneavoastră? Există copii care spun, eu nu știu de ce trebuie să te chinuiești atât de mult într-o relație de căsnicie. Dacă nu funcționează, dacă nu merge, cine hotărăște ce înseamnă funcționează? Fiecare.
Și îi spun, dacă nu-mi convine cum merge, imediat mă despart. Întrebare. E legământ? Vedeți vreun legământ? Aici? Nu. Copilul nu mai vede legământul aici. Dar ce vede? Un contract social. Un contract social pe care îl schimbi, îl refaci. De unde treaba asta? Și în timp ce societatea merge pe varianta asta, Cuvântul lui Dumnezeu, inspirație, semnele timpului, 25 septembrie 1901, vrei să demonstrezi puterea creștinismului? Uită-te la nivelul de relație părinte-copil. Aveți vreun text în privința aceasta, text biblic, susține Scriptura această provocare? Sigur că da. Ultimul text al Vechiului Testament este o făgăduință în legătură cu treaba asta. Spune, va întoarce inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Asta înseamnă forță, asta înseamnă putere. Este vremea să ne gândim la noi, la propriile noastre case, la puterea pe care o avem. Două exemple în seara asta, scurt de tot. Părinți. Exemplul 1. Mama lui Moise. Citesc în slide-ul următor. Părinții lui Moise, crezând că timpul eliberării lui Israel se apropia, și acum mă opresc. Fraților, contează enorm să crezi că timpul eliberării se apropie. Contează enorm să fii adventist. Contează enorm să fii așteptător al lui Iisus Hristos. Contează enorm să știi că se apropie momentul când vine eliberare. Părinții lui Moise gândeau așa pe vremea în care Goșenul, zona, județul în care locuiau ei, se transformase într-un lagăr de exterminare. N-avea voie să iasă de acolo, n-avea nimeni voie să intre, iar copiii de parte bărbătească trebuiau să moară. În câteva generații, trebuia să rămână femeile care să muncească până când și ele se stingeau. Lagăr de exterminare. În momentul în care lucrul ăsta a fost foarte clar pentru ei, ei au înțeles că timpul eliberării se apropie. Fraților, uneori trebuie să înțelegem că atunci când nu se mai poate, atunci Dumnezeu este cel mai aproape de noi. Când ni se pare că nu se mai poate. Ați avut vreodată sentimentul că, din punct de vedere social, zilele pe care le trăim astăzi sunt zile imposibile? Mi s-a părut vreodată că nu se mai poate? Dacă nu se mai poate, înseamnă că Dumnezeu e aproape. Dar dacă Dumnezeu este aproape, cum ar trebui să reacționeze poporul său? Părinții, crezând că timpul eliberării lui Israel se apropia și că Dumnezeu va ridica un eliberator pentru poporul său, s-au hotărât să nu îngăduie uciderea pruncului. Credința în Dumnezeu le-a întărit inimile și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Spuneam zilele astea, mie mi se pare că în poporul lui Dumnezeu există prea multă teamă, prea multă frică. Suntem mult prea fricoși. Din ce cauză avem atâta teamă? Ni-i teamă. Ni-i teamă uneori de moarte, alteori ni-i teamă de boală, alteori ni-i teamă de pușcărie, alteori ni-i teamă de ce vor zice ceilalți, că ne pierdem slujba și așa mai departe. Ne teamă de tot felul de lucruri. Auziți, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Evident, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că noi avem chemarea să decidem de ce ne înspăimântăm și de ce nu ne înspăimântăm. Pentru că în același timp Dumnezeu spune teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii.
Rugăciunile fierbinți ale mamei îl predaseră pe copilul ei în grija lui Dumnezeu și îngeri nevăzuți pluteau deasupra singuraticului său loc de odihnă. Așa de mult îmi place. Mama lui Moise a coborât îngeri din cer asupra copilului ei. Cum? Prin rugăciune. Poate că am uitat puterea rugăciunii. Poate că nu mai avem această certitudine. Dar este vremea să reînțelegem lucrul acesta. Auziți? Rugăciunile fierbinți ale mamei, care puseseră copilul ei în grija lui Dumnezeu, au coborât îngerii nevăzuți asupra singuraticului său loc de odihnă. Chiar dacă era pănil, chiar dacă îi dăduse drumul la vale, chiar dacă nu mai era în mâna ei, chiar dacă se putea înneca în orice moment. Vă rog să înțelegeți de ce Dumnezeu a creat rolul de părinte și nu de profesor atunci când a hotărât mersul vieții pe pământul acesta. Haideți să mergem mai departe, pentru că timpul ne presează. Patriarhi și profeți, pagina 242-243, este subiectul cercetării noastre. Cu credincioșie a folosit Iochebed, mama lui Moise, ocazia pe care o avea de a-l educa pe copilul ei pentru Dumnezeu. Ea avea încredere că acesta fusese păstrat cu viață în vederea unei mari lucrări. Mă opresc aici. Nu cumva ar trebui, așa ar trebui să gândească orice părinte. Mi-a dat Dumnezeu copilul acesta. Pentru ce mi l-a dat? Pentru o mare lucrare. Având în vedere lucrul acesta, merită ca părinții să se lupte pentru copiii lor, să-și dea viața pentru copiii lor, să facă orice pentru copiii lor. Merită să renunțe la un serviciu, la o carieră, pentru a sta lângă copiii lor, pentru a le modela mintea și gândirea. Și mai știa că în curând el trebuie să fie predat mamei sale imperiale, unde, fiți atenți, avea să fie înconjurat de influențe care vor tinde să-l îndepărteze pe Dumnezeu. De Dumnezeu, iertați-mă. Se întâmplă treaba asta? Suntem conștienți? Va fi în mâna noastră până când? Până când va trebui să-l dăm la creșe, pentru că de noi lucrăm și copilul trebuie dat să-l crească. La grădiniță, la școala primară și îi dăm pe mâinile lor și să-i crească ei. Dar ei nu fac altceva decât produc influențe care vor tinde să-l îndepărteze de Dumnezeu. Uneori așa de nu gândim. Uneori așa nu vedem lucrurile astea. Uneori avem impresia că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este pur și simplu un design inofensiv. În realitate, suntem încă în luptă. În seara asta nu voi explica prea mult luptele, adică taberele care se luptă. Dimineața însă, probabil că în timp de un sfert de oră, 20 de minute, voi elabora acest gând. Toate acestea au făcut-o să fie mai plină de râvnă, mai grijulie în învățătura pe care o dădea, decât în cea pe care o dăduse celorlalți copii ai ei, care nu erau atât de, sau nu trebuiau să fie atât de solicitați ca Moise. A făcut din el subiectul întregii ei energii. Și iată cum un părinte adevărat devine învățător, zice acolo, în învățătura pe care a dat-o ea. Devine învățător. S-a străduit să-i umple mintea cu simțământul temerii de Dumnezeu și al iubirii pentru adevăr. Al iubirii de adevăr și de dreptate, rugându-se cu stăruință să fie ferit de orice influență stricăcioasă. Dragii mei, nu știu de ce, dar am reușit în ultima vreme să scoatem aceste
valori din ideea de educație. Le-am scos. Când în realitate sunt cele mai puternice expresii ale unei educații. Să te temi de Dumnezeu, să iubești adevărul și dreptatea. Pentru asta trebuie să ne rugăm în continuu pentru ei și pentru noi, că și noi avem nevoie să învățăm lucrul ăsta. Punctul numărul 2. S-a străduit să-i umple mintea cu... I-a arătat nebunia și păcătoșenia idolatriei. L-a învățat de mic să se plece, să se închine înaintea viului Dumnezeu, singurul care îl putea auzi. Deci vă rog să observați, nu i-a arătat doar închinarea lui Dumnezeu și atât, dar a mers și în contrast, i-a arătat și cât de rea și cât de nebună, cât de păcătoasă este societatea din jur. Lumea cu valorile ei care le definește ca fiind excelente, a trebuit la un moment dat să folosească toată cunoștința pe care o avea Iochebed pentru ca să transforme această cunoaștere deosebită a vremii de atunci într-o demonstrație a faptului că acolo e nebunie și păcătoșenie. Idolatrie este și în ziua de azi, să știți. Problema noastră este că nu mai facem eforturi de felul acesta pentru a le vedea noi și a le vedea copiii noștri. Dar lucrul ăsta ține de responsabilitatea de părinte. Hai să fugim. După ce am vorbit puțin de mama lui Moise, să vorbim de mama Domnului Iisus Hristos, Fecioara Maria. Vreau să vă întreb. Toată lumea se concentrează asupra ideii că Maria a fost aleasă de Dumnezeu în mod special datorită faptului că ea a trebuit să dea naștere Domnului Iisus Hristos. Nașterea fiind elementul cel mai important al activității Mariei. E corect sau nu? Corect sau nu? Îi pe jumate. Că adevărat, a fost o mare problemă pentru Dumnezeu să găsească un om deosebit prin care lucrul acesta să aibă loc. Dar cealaltă jumătate este constă în faptul că cât de importantă era nașterea, pe atât de importantă era ca Maria să ajute pe Domnul Iisus Hristos să se formeze în lucrarea sa sau pentru lucrarea sa pentru care venise. Și dacă n-ar fi avut un părinte de felul acesta, dacă n-ar fi avut pe cineva lângă el care să-l ajute în privința asta, vă rog să-mi spuneți ce rost avea doar nașterea. Dacă după aceea totul era un eșec. Să consider oare că Domnul Iisus Hristos s-ar fi dezvoltat bine, oricum, cu orice părinte care ar fi fost lângă el? Responsabilitatea părintelui derivă de aici. Dacă Dumnezeu a ales cu deosebită grijă pe cineva care să poată să fie părinte și învățător pentru Fiul lui Dumnezeu, la fel, fiecare părinte trebuie să știe că el însuși are o responsabilitate față de Dumnezeu în domeniul ăsta. Cu alte cuvinte, lucrezi împreună cu Duhul Sfânt? Ești gata să lucrezi cu Dumnezeu? Împreună cu El, să conlucrezi cu El? Dacă Dumnezeu a ales-o pe Maria ca să conlucreze cu ea, tu, la rândul tău, când ești părinte, conlucrezi cu Dumnezeu pentru... Haideți să vedem citatul următor. Media, ajutați-mă cu următorul citat. Mama Domnului Iisus urmărea cu multă seriozitate dezvoltarea puterilor Domnului Iisus. Observați? Este una dintre datoriile de părinte să-ți urmărești copilul, să vezi cum se dezvoltă, să-l ajuți să se dezvolte echilibrat. Și vedea în caracterul lui chipul desăvârșirii, cu mare bucurie căuta să încurajeze mintea lui ageră și receptivă. Oh, ce învățător extraordinar!
mama Domnului Iisus Hristos. Nu venea lângă Domnul Iisus să-L pună să învețe pe din afară nu știu câte rețete, câte liturghii, câte și așa mai departe. Nu. Observați, îi încuraja mintea să gândească, să fie receptivă, să observe. Este exact ceea ce trebuie pentru un învățător astăzi. Prin Duhul Sfânt, ea primea înțelepciune ca să conlucreze cu ființele cerești la creșterea acestui copil. Wow! Ce înseamnă să fii părinte? Să ai înțelepciune. Ce e înțelepciunea? Fraților, înțelepciunea nu este să înveți tabla mulțirii și nici să lucrezi cu ea sau să faci ecuații de gradul 1-2. Nu! Înțelepciunea, în primul rând, fundamentul înțelepciunii, și acestea sunt bune, ele se vor dezvolta ca fiind etaje ulterioare ale unei învățături de bază care înseamnă să conlucrezi cu ființele cerești la creșterea copilului. Aici este Hristos Lumina Lumii, pagina 69. La pagina 70, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, vă rog să observați ceva foarte asemănător. Domnul Iisus Hristos era ajutat de ființe cerești și cultiva cugete și legături sfinte. Și mama și copilul. Și mama și copilul, amândoi, sub aceeași protecție, sub aceeași atmosferă a ființelor cerești. Vreau să vă întreb, cine a început procesul de a sta sub ființele cerești? Mama sau copilul? Mama. Cu ea a început. Ea s-a rugat întâi. Ea a vorbit cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a vorbit cu ea la zămislire sau la concepție. După aceea, tot timpul i-a păstrat această legătură. Și după ea, el a ajutat pe Domnul Iisus Hristos să facă același lucru, să păstreze legătura cu ființele cerești, să o cultive. Pagina 70, mai departe. Copilul Iisus însă nu a învățat în școlile sinagogilor. Mama lui a fost primul învățător omenesc. Vă rog frumos, rețineți calitatea de învățător, de profesor. Începe cu mama și este primul și cel mai puternic învățător calificat care există pe pământul acesta. Uneori ne căsătorim în grabă și ne trezim părinți fără ca să ne gândim că nu-i destul să aducem pe lume copii, ci că în primul rând trebuie să ne educăm pe noi pentru ca ulterior să fim în stare să educăm pe ei. Următorul slide, o educație specifică părinților. Încă din timpuri foarte vechi, credincioșii lui Israel acordaseră multă grijă educației tineretului. Domnul dăduse îndrumări ca din pruncie copiii să fie învățați despre bunătatea și măreția sa, așa cum se descoperea mai ales în legea sa și cum se vedea în viața poporului Israel. Bunătate, măreție deoparte. Legea lui Dumnezeu, jurisprudența divină, trebuia să fie cercetată. Și toate acestea pe baza concretă a exemplelor sau a cazurilor din istoria lor. Cazul 1, cazul 2, cazul 3, cum a judecat Dumnezeu în cadrul, spre exemplu, Refidim, Acam și așa mai departe. Exemplele respective sunt cazuri de analiză pe care ei trebuia să le folosească. Cântarea, rugăciunea și învățăturile din Scripturi trebuiau să fie adaptate pentru mintea de copil. Tații și mamele trebuiau să-și învețe copiii că legea lui Dumnezeu este expresia caracterului său și că atunci când primesc principiile legii în inimă, chipul lui Dumnezeu se întipărește în mintea și sufletul lor. Cu alte cuvinte, iertați-mă, dar mie mi se pare că aici părinții ar trebui să aibă ca scop ca copiii lor să fie crescuți cu chipul lui Dumnezeu în inima lor. Nu chipul mamei, nu chipul tatălui, ci chipul lui Dumnezeu. Voi citi la sfârșit, este versetul care îmi place foarte mult. Vă aduceți aminte cum zice Apostolul Pavel în Evrei 11, zice, n-a
dorit să fie fiul fiicei lui Faraon, ci a dorit mai bine să sufere împreună cu poporul. Din ce cauză? Poftiți? Ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Unde-l văzuse, frații mei? Unde-l văzuse? Că după 12 ani a plecat de acasă. Vă dați seama ce educator a fost Iochebed? Nu știu dacă l-a învățat ecuații, nu știu dacă l-a învățat astronomie, nu știu dacă l-a învățat alte lucruri, dar știu că l-a învățat un lucru. L-a adus pe Dumnezeu în inima lui. Iar el a rămas uluit și n-a putut să uite chipul acesta lui Dumnezeu o viață întreagă. Luați lucrurile mot a mot, adică cuvânt cu cuvânt. Și vreau să vă întreb, poate să fie ceva mai prețios, mai înalt decât asta? La vârsta de 6, 7 ani, 8 ani, 12 ani, un copil să îl simtă pe Dumnezeu în ființa lui din cap până în picioare. Poate fi ceva mai puternic. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, asta vreau să fac cu orice tânăr, cu orice copil care este pe pământul acesta. Și voi face treaba asta prin... prin părinți. Mama și tată. Mai departe. Următorul slide. În zilele Domnului Hristos, orașul sau cetatea care nu se îngrija de educația religioasă a tinerilor era socotită ca fiind sub blestemul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, învățătura lor se ocupa mai mult de forme. Și iată, dragii mei, cum în ciuda faptului că se ocupau de învățătură, era plin pământul de învățătură, devierea învățăturii și eșecul ei fundamental a făcut ca sistemele de învățătură și școlile de învățătură în timpul Domnului Iisus Hristos să fie cu totul altceva. Altceva. Și vă rog frumos ca din momentul acesta să comparați școala de acasă cu școala din sinagogi și veți vedea care este superioară. În timp ce Maria învăța cântarea, rugăciunea și faptul că legea lui Dumnezeu este expresia caracterului său și că lucrul ăsta este chipul lui Dumnezeu în mintea și în sufletul copilului, în timpul acesta, dincolo, la facultate, uite ce se învăța. Absorbiți de cele din afară, elevii nu găseau momente de liniște pentru a le trăi singuri cu Dumnezeu. Ei nu auzeau glasul lui vorbindu-le în inimă. Lucrurile de seamă ale slujirii lui Dumnezeu erau neglijate, principiile legii erau întunecate. Ceea ce se considera ca fiind educație superioară era de fapt o mai mare piedică în calea unei dezvoltări reale. Sub educația dată de rabini, puterile tinerilor erau înăbușite. Mințile lor deveneau confuze și înguste. Rețineți, vă rog, aceste școli își propuseseră cea mai înaltă educație după cuvântul lui Dumnezeu. O responsabilitate imensă apasă asupra părinților, bunicilor, biserici. Concluzie, fraților. Educația în cămin să nu fie privită ca o problemă secundară. Cu alte cuvinte, nu puneți nimic înaintea educație în cămin. Nimic.
ce am putea pune înainte. Spre exemplu. Dați-mi un exemplu. Serviciu. Ce am mai putea pune înainte? Gândiți-vă. Uneori plătim scump. Facem rost de bani, țarine, ogoare, care nu vor folosi absolut la nimic în momentul în care copilul se va pierde. Adică poți să dai, să încerci să cumperi sau să răscumperi un copil cu toate aceste lucruri care însă nu funcționează. Review and Herald 1892. Mai departe, în Îndrumarea copilului, pagina 18, căminul și școala erau una la evrei. Căminul și școala. Școala și casa. Căminul. Părinții se îngrijeau de creșterea copiilor lor. Nu ceea ce se întâmplă astăzi când cele două sunt fracturate. Vă spuneam, am auzit cu uluire cum unul dintre indienii nativi de aici explica durerea și drama pe care au trăit-o ei în momentul în care societatea le-a luat obligatoriu copiii și, i-au dus la școală. Și ei spuneau, dacă ați fi vrut să ne educați copiii, trebuia să ne luați și pe noi împreună cu ei. Vreau să fim acolo, cu copiii noștri. Dacă e ceva, să fim împreună cu ei. M-a uluit acest concept fundamental al educației care încearcă astăzi, care astăzi este încercat să fie distrus, pur și simplu. Niște indieni de aici, din civilizațiile vechi, știau principiul acesta. În timp ce Platon și europenii și de unde venim noi, vin cu principiul celălalt în care copilul e al cetății, e al satului, dar nu e al părinților. Wow, ce ruptură extraordinară. În locul, și acum îmi place foarte mult, în locul buzelor străine, inimile iubitoare ale tatălui și a mamei erau acelea care dădeau instrucțiuni copiilor lor. De unde vin învățăturile? Și aici spune, învățăturile vin dintr-o inimă plină de iubire. Nu de la niște profesori cu creta în mână care învață sau predau 45 de minute și pe urmă pleacă acasă și nu-i mai interesează nimic. Gânduri despre Dumnezeu erau asociate cu toate evenimentele zilnice din viața de cămin. Se traducea tot ceea ce se întâmpla acolo în această relație, Dumnezeu și noi. Lucrările puternice ale lui Dumnezeu erau relatate cu elocvență și cu sentimente de respect amestecat cu teamă și uimire. Lucruri care nu mai sunt astăzi din toată educația lipsesc. Respectul, teama, uluirea. Valorile acelea profunde față de care omul zice, nu mai sunt. Astăzi a rămas la nivelul pământului acestuia, în care lucrurile comune sunt singurele care ne interesează. Dar lucrurile extraordinare, excepționale ale lui Dumnezeu nu sunt. Mărețele adevăruri ale providenței lui Dumnezeu și viața viitoare erau imprimate în mintea tânără care făcea cunoștință cu adevărul, bunătatea și frumosul. Aici, cu asta aș dori să rămână. Adevărata educație îi învață pe copii adevărul, bunătatea și frumosul. Ăstea lipsesc din școală azi. Pe unde mergeți dumneavoastră? În toate sistemele de educație. Știința frumosului. Știința bunătății, prețul și importanța adevărului, nu sunt studiate. Se face o știință a urâtului, dacă vreți. Minciuna care are capacitatea de a rezolva lucrurile. Toleranța represivă care îi face pe oameni răi și urâți. Acestea sunt noile valori.
Frații mei, instruirea copilului este o parte însemnată a planului lui Dumnezeu pentru a demonstra puterea creștinismului. Aș dori să închei cu 1 Corinteni, iertați-mă, cu Evrei, capitolul 11, despre Moise, de la versetul 23 mai departe. Se sumarizează aici în cuvinte extrem de puternice ce înseamnă un părinte. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedea că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Vă amintiți? Din ce cauză? Poftiți? Se apropia eliberarea. De asta l-au ascuns. Erau adventiști ca tine și ca mine. Și acest gând că Iisus Hristos este gata să vină i-a făcut să poată să nu țină seama de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Apropo, cine ați dori să vă fie profesor? Fica lui Faraon sau Iochebed? Să fim sinceri. Nu spunem noi că universitatea de la curtea lui Faraon este mult mai avansată decât sclava din coliba de lut numită Iochebed, care făcea cărămizi toată ziua. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de o plăcere de o clipă ale păcatului. Oh. Se spune astăzi peste tot că societatea de astăzi este o societate care ne reprimă datorită faptului că preferă plăcerii sau fericirii bunul social. Cu alte cuvinte, suntem niște nefericiți datorită faptului că am vrut să progresăm. Observați aici, aceleași principii și Moise zice, n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă. E aceeași problemă hedonistă cu care copiii noștri se confruntă întotdeauna. Ce vrei? Să-ți placă sau să fie bine? Și pentru că nu se știe diferența, cele două se confundă. Și copilul zice, da, îmi place. Iar Moise a zis, nu plăcerilor de o clipă. Gândiți-vă la experimentele acelea care se fac cu copiii, care li se spun, uite, vă dau o bomboană. Dacă nu mâncați și dacă mă așteptați până mă întorc, atunci veți avea 2. Ce vreți? Să aveți 2 sau să mâncați pe una? Și peste tot se filmează pe copiii care se uită și nu mai pot după bomboana respectivă. Ei bine, în ciuda faptului că experimentul spune că majoritatea copiilor sunt conduși de acest principiu, Moise, cuvântul lui Dumnezeu spune că a făcut un alt demers și el n-a luat bomboana. Nu! Cum l-ai învățat așa, Iochebed? Cum l-ai învățat așa? El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Este imposibil lucrul acesta în societatea de astăzi. Piramida lui Maslow, toate cercetările spun că nu se poate așa ceva. Ca să alegi ocara în locul comorilor Egiptului. Dar spune că toate lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Și acesta este singurul motiv pentru o adevărată educație. Vederea lui Dumnezeu. Pentru asta părinții trebuie să vadă întâi, apoi vor privi și copiii. Amin.
Fraților, aș dori să cântăm așa, puțin cum suntem. Cântarea Ne așteaptă un cămin strălucit, doar două strofe. Și vă rog să o cântați gândindu-vă la cămin, la casă, gândindu-vă la părinți, la copii, gândindu-vă la relațiile acestea pe care Dumnezeu vrea să le implementăm între noi pentru ca să rămânem și să ajungem până la cer. Ne așteaptă un cămin strălucit. Să facă Domnul ca acest cămin care îl avem să fie prototipul căminului strălucit care va să vină. Acum îl vedem, un cămin de Iisus pregătit, luminos, fericit și măreț. Mult timp nu va mai fi încetat. De la tine învățăm să fim și noi părinți, tați la rândul nostru. În numele Domnului Iisus Hristos venim înaintea Ta, Doamne, să ne ierți ori de câte ori modelul Tău n-a fost înaintea ochilor noștri. Ori de câte ori am greșit, ori de câte ori am copiat modele formate în societatea acestei lumi și am crezut că sunt bune și că funcționează, ori de câte ori am uitat că suntem într-un război care ține de viața noastră și de viața copiilor noștri. Te rugăm să ne faci conștienți și să ne conștientizezi câtă nevoie avem acum de cuvântul Tău, de îndrumarea Ta, de modelele Tale, pentru că într-o lume care desfințează tot ceea ce ține de Tine, să rămânem cu Tine până la capăt. Fă din fiecare familie a poporului Tău un bastion al valorilor Tale, a mântuirii Tale, al moralității Tale. Legea Ta, Doamne, să fie pusă înaintea ochilor noștri și înaintea copiilor noștri și când o citim, Părinte, să înțelegem că este vorba de caracterul Tău, pentru ca să o punem în suflet. Înțelegând în felul acesta cât semănăm. Dă-ne putere din puterea Ta. Dă-ne călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Ajută-ne, Părinte, să putem colabora cu ființele cerești. Atât în viața noastră, cât și în relația și în raportul și în educația copiilor noștri. Împlinește-ți, Părinte, făgăduința Ta în care ne-ai promis că ne vei da putere să ne întoarcem inimile cu adevărat către copiii noștri. Ca să ne rugăm pentru ei, să mijlocim pentru ei, să lucrăm pentru ei, să luptăm pentru ei până vor fi salvați. Și în același timp, întoarce și inimile lor către noi. Pentru ca mântuirea Ta să poată să aibă loc în poporul Tău, în aceste zile din urmă, când Tu ești gata să vii
când eliberarea este aproape și când acum nu trebuie să se piardă niciunul dintre copiii noștri. Prin Domnul Iisus te-am rugat.